Vă salut, prieteni, sunt Cristian Alexandrescu. Iată un titlu care sper să vă capteze atenția. Mama mi-a arătat actele pe locul de veci ca să-i găsesc mormântul dacă mă întorc vreodată. Pe 27 martie seara, la peronul nou al gării centrale din Helsinki, a oprit garnitura de mare viteză de la Sankt Petersburg. După o lună de război, ultima legătură feroviară dintre Rusia și Europa dispare și ea. Scriitorul american William Doyle a vorbit pentru publicația Politico cu câțiva dintre ultimii 340 de pasageri. Fără niciun minut de întârziere, trenul de mare viteză Allegro trage în gara centrală din Helsinki. În primele 31 de zile ale războiului, acest tren a reprezentat o rută de scăpare pentru rușii disperați să-și părăsească țara și să înceapă o viață nouă în Occident. William Doyle a urmărit cum cele două curse zilnice între Sankt Petersburg și Helsinki au început să aducă din ce în ce mai mulți pasageri ruși cu bagaje grele. A început să aștepte cu un reportofon pornit pe peronul gării centrale. A publicat ce au spus rușii plecați în pribegie în Politico. 340 de pasageri au coborât din ultimul tren Allegro, alături de 4 animale de companie și o mână de vameși finlandez cu priviri dure. Unii au refuzat să vorbească, dar mulți au dorit să o facă, cerând doar, într-o engleză aproape perfectă, să rămână anonimi. Prin mulțime era și un tânăr rus care și-a vândut mașina și toată mobila din apartament pentru a putea să-și cumpere un bilet pe ultimul tren Allegro. N-a rămas cu mulți bani în buzunar, iar în prima noapte de pribegie a sperat să găsească un hostel în Helsinki. Din același vagon a coborât și o tânără în lacrimi. O femeie o consolează și explică cum familia fetei a decis să rupă toate legăturile cu ea pentru că s-a declarat împotriva acțiunilor lui Vladimir Putin. Atunci când îmi critic țara, sunt ca o mamă bună. Mulți au joburi ori parteneri de viață în țări europene ori în Canada. Toți au trebuit să prezinte un certificat de vaccinare acceptat la nivelul UE, care nu recunoaște imunizarea cu Sputnik, cel mai folosit ser din Rusia. Câțiva pasageri au povestit că viața în Rusia curge în același ritm din totdeauna. Cele mai multe magazine rămân deschise, iar cardurile bancare funcționează în continuare pentru tranzacții interne. Însă mulți au descris o națiune cuprinsă de deznădejde, în care sancțiunile internaționale încep să transforme viața de zi cu zi a oamenilor. Orsoaic, având cetățenie europeană, și amintește că anii 90 au însemnat un sfârșit pentru cozile lungi din vremea sovietică. Înainte de invazia țării vecine, mulți dintre prietenii ei din Moscova vorbeau despre Paris drept un oraș provincial, întrucât nu oferă posibilitatea unei mese somptoase târziu noapte. Dar acum războiul a readus în viața rușilor lungile cozi din vremea URSS. Fug din Rusia din cauza lui Putin. În Rusia, fie că ești la metrou, pe stradă ori în aeroport, polițiștii te pot opri în orice moment pentru a citi mesajele din telefon. Unii oameni vor crede că nu sunt patriotă, orică mi urăsc țara, însă eu o iubesc foarte mult. Doar că nu-mi place guvernul. Un patriot adevărat este cineva care vede și jumătatea goală a paharului. Atunci când îmi critic țara, sunt ca o mamă bună care, deși își iubește copiii, trebuie să împingă să-și privească părțile negative și să lucreze la ele pentru a se îmbunătăți. Povestește Maria, o rusoaică de 32 de ani, care până acum a lucrat în IT la Sankt Petersburg. Îmi e teamă că Rusia va deveni precum Coreea de Nord. Ieri mama mea mi-a arătat actele pe locul ei de îngropăciune pentru a putea să-i găsesc mormântul dacă mă întorc vreodată. M-am născut în spatele zidului și pare că voi muri tot acolo. Pentru Carina, art director într-o agenție de publicitate, ultimele săptămâni au părut desprinsă mai degrabă din vremurile de demult apuse ale URSS. M-am născut în Uniunea Sovietică. Acum toate se întorc. Armata este peste tot în Moscova. Dacă spui ceva în afara narațiunii oficiale, soldații te vor opri și te vor aresta pe loc. Frica este peste tot, spune Carina. Femeia crede că pentru mulți e confortabil să se lase hrăniți de propagandă și să nu facă nimic. E mai ușor să te uiți la televizor și să absorbi toată propaganda guvernamentală. E mai ușor să nu gândești. Doar am făcut asta cu toții în anii URSS-ului. În vârstă de 50 de ani, Carina recunoaște că a părăsit o țară în care făcea parte dintr-o minoritate, cea care nu-l susținea pe Vladimir Putin, o minoritate care însă există. Lumea trebuie să știe că nu toți rușii sunt pentru Putin. Îmi iubesc țara, sunt mândră să fiu rusoaică și să vorbesc rusă, dar acum trebuie să-mi părăsesc țara. Nu știu dacă mă voi întoarce vreodată, a mai povestit rusoaica îndurerată că a trebuit să-și lase în urmă mama. Biata mea mama a visat toată viața ca țara ei să fie una liberă.
Acum are 81 de ani. Azi dimineață plângea pe peronul gării, în timp ce îmi spunea că m-am născut în spatele zidului și pare că voi muri tot acolo. Sunt cele mai triste cuvinte pe care le-am auzit în viața mea, completează Carina. Nu sunt sigur de nimic. Un alt călător a fost Anatoli, managerul de 30 de ani, crede că rușii sunt azi împărțiți între cei care susțin și cei care sunt împotriva operațiunii din Ucraina. Mie mi se pare că majoritatea susține această operațiune, dar nu sunt sigur de nimic. Propaganda guvernamentală vrea să ne convingă de faptul că cei mai mulți ruși susțin această operațiune, dar eu nu cunosc pe nimeni. N-am niciun prieten, nici o rudă care să fie de acord cu ce se întâmplă în Ucraina. Cred că ar trebui să existe mai multe sancțiuni și mai multă presiune din exterior, spune Anatoli. Înainte de război, Maria lucra ca specialistă în biotehnologie. Acum viața ei începe din nou pe un peron din Helsinki. Cred că toți au fost șocați de invazia Ucrainei. Nimeni nu credea că așa ceva se mai poate întâmpla vreodată. Nimeni nu ne-a întrebat dacă vrem o invazie. Sunt sigură că nimeni nu ar fi fost de acord cu așa ceva, menționează Maria, care a rămas tot timpul conectată la lumea din afara Rusiei cu ajutorul unei extensii VPN instalate pe telefon. Frigiderul va câștiga întotdeauna într-o luptă cu televizorul. Când aproape toți pasagerii au dispărut de pe peronul nou, un rus înalt coboară din ultimul vagon. Inițial nu se oprește, dar apoi se întoarce și începe să vorbească. Se simte de parcă ne întoarcem în timp. E mult mai rău decât când trăiam în spatele cortinei de fier. E mai rău decât în vremurile URSS. Nu am cuvintele potrivite, dar dacă ai citit vreodată ceva în rusă, probabil ai auzit de Vasili Rozanov. El este primul care a vorbit despre cortina de fier în Rusia, explică bărbatul din trenul Allegro. În 1918, Rozanov a scris că o perdea de fier coboară peste istoria Rusiei. Se anunță sfârșitul piesei, iar spectatorii sunt instruiți să-și îmbrace plănurile și să plece acasă. Oamenii se ridică, se uită în jur, dar nu mai au nici blănuri și nici case. A mai spus Rozanov în cartea Apocalipsa timpurilor noastre. În 1919, scriitorul murea de boală și foamete în vreme ce soldații Armatei Roșii cucereau întreaga Rusie. Ca o consecință a faptului că au crezut și au diseminat mai departe aceste minciuni la scară națională, mulți ruși se vor trezi că nu mai au acces la toate lucrurile confortabile din Occident. Așa cum a spus un rus deștept, frigiderul va câștiga întotdeauna într-o luptă cu televizorul, a spus bărbatul care a menționat și că vrea să rămână doar un pasager al trenului Allegro. Prieten, sursa acestor povestiri este publicația Libertatea, în traducerea Alinei Florea. Profesorii ruși au primit o serie de recomandări și chiar un ghid despre cum ar trebui să le vorbească elevilor despre sancțiunile internaționale primite după invazia Ucrainei. Cursul are tema sancțiunile antiruse și impactul lor în economia națională și va fi predat la gimnaziu și liceu. Profesorii trebuie să le dea citate din Vladimir Putin și să le spună doar despre impactul pozitiv al penalizărilor. Economiștii ruși, consultați de ziar, au găsit mai multe greșeli în datele manualului și spun că elevii vor simți oricum pe pielea lor sancțiunile, când familiile lor vor rămâne fără bani. Jurnaliștii au primit planurile de lecții despre sancțiunile economice de la un profesor de lângă Moscova, dar există aceleași materiale și pe site-urile mai multor școli din regiune. Și Ministerul Educației Rus a confirmat pentru Comersant că a trimis către școli aceste ghiduri realizate de Institutul pentru Strategii de Dezvoltare a Educației, create și cu consultarea unor experți din diferite industrii. Materialele pentru lecții invită elevii să se familiarizeze singuri cu măsurile luate de președinte și de guvern pentru a întâmpina sancțiunile țărilor neprietene, a spus ministrul educației pentru publicație. Profesorul trebuie să-l citeze pe Vladimir Putin. În aceste materiale, sancțiunile sunt prezentate într-o notă pozitivă și sublinia faptul că ele vor atrage o înviorare a industriei și vor încuraja consumul de produse locale. Orele despre sancțiuni se vor ține în cadrul disciplinei de studii sociale. Profesorul e ghidat pas cu pas. Întâi trebuie să arate abilitatea Rusiei de a depăși consecințele negative ale sancțiunilor din partea țărilor vestice, care pun presiune pe sfera economică din societatea noastră, să ofere o idee cu privire la direcțiile principale ale politicilor antisancțiuni ale Federației Ruse. Profesorul trebuie să-l citeze pe președintele Vladimir Putin
care spune că Rusia este sub o presiune externă fără precedent și apoi se întrebe pe copii dacă știu ce măsuri prioritare sunt incluse în politicile antisancțiune ale statului nostru. Pasul următor e ca profesorul să le spună elevilor ce sunt sancțiunile, restricții create să pedepsească o țară pentru acțiunile sale. Și se merge mai departe cu explicația că acțiunile în cazul Rusiei sunt de fapt operațiunea specială militară desfășurată de Rusia în Ucraina din nevoia de a proteja populația din Donbass. Printre exemplele de acțiuni, profesorii pot menționa înghețarea conturilor companiilor de stat și băncilor sau blocarea rezervelor de aur și valută ale Rusiei, apoi faptul că multe companii străine au plecat. Aici cadrele didactice trebuie să-l citeze pe prim-ministrul Mihail Mișustin, când spune că protecția pieței interne și menținerea locurilor de muncă ale populației reprezintă cea mai importantă politică contra sancțiunilor. Apoi elevii trebuie să răspundă care cred ei că sunt sectoarele prioritare. Cum a înflorit economia Rusiei sub conducerea lui Putin? Manualul are și un link către un video despre beneficiile substituirii importurilor. Elevii află că din 1990 până în 2000, adică până când Putin a preluat puterea, importurile erau mai mari decât consumul domestic din cauza publicității active de produse străine și a inducerii ideii că produsele importate sunt superioare și a faptului că producătorii ruși nu își puteau impune produsele. Apoi, până în 2022, situația s-a schimbat dramatic, spune voiceover-ul pe video. Procentul de produse din domeniul ingineriei alimentare a crescut de la 12 la 45%, cel al ingineriei agricole de la 24 la 55% și al producției de mașini de la 18 la 38%. Există și propunerea ca profesorii să arate o prezentare cu date de la Ministerul Industriei și Comerțului în cadrul lecției, care spune că din 2014, anul invaziei ruse în Donbass, procentajul și varietatea producției din ingineria mecanică a crescut. Cât de bine fac sancțiunile industriei ruse? La final, toți elevii completează un formular de feedback în care răspund la o serie de întrebări. Sunt sancțiunile împotriva Rusiei corecte? Vor duce sancțiunile la întărirea economiei Rusiei? Cine va suferi de cele mai mari pierderi economice? La aceasta din urmă sunt trei variante de răspuns: Rusia, țările NATO și toate țările lumii. Jurnaliștii au vorbit și cu profesori din Crimea și Sevastopol, teritorii ocupate, care trebuie să susțină astfel de lecții și care le-au mărturisit că le e teamă să nu se supună direcțiilor primite. Copiii vor vedea și singuri că familia lor nu mai are bani. Publicația rusă a discutat cu mai mulți economiști despre manualul în care se predau sancțiunile. Natalia Zubarevici, specialist în socioeconomie, a refuzat să se uite pe materiale. De ce să citim aceste manuale? Oricum, până în vară sau cel târziu în toamnă, copiii vor vedea și singuri că familia lor nu mai are bani și că nu mai poate cumpăra niciun produs, a spus aceasta. Limbajul tehnic al manualului e prea complicat atât pentru elevi cât și pentru profesori. Multe dintre aceste manuale sunt chiar corecte în ceea ce privește datele cantitative, dar poți să contrazici numerele luate individual, a spus Vladimir Salnikov, expert al Centrului pentru Analiză Macroeconomică și previziuni pe termen scurt. Experții din industrie nu pricep cum s-a ajuns la unele calculi din manual. Între altele, economistul nu înțelege de ce au dat ca exemplu pozitiv industria mecanică, fiindcă alte industrie ar sta mai bine la nivel național decât aceasta. Specialiștii din industrie auto contrazic și ei datele. Manualul spune că procentajul de produse rusești din industria auto ar fi crescut de la 7% în 2014 la 86% în 2020. Însă sursele din industrie spun că nu știu cum s-a ajuns la aceste calcule. Lecția: frăția popoarelor slave. Nu e prima oară când Ministerul Educației rus face recomandări în școli. La începutul lui martie au trimis direcții despre cum profesorii să organizeze o lecție specială de istorie, cu scopul de a forma în rândul elevilor de liceu a unei poziții adecvate cu privire la război, pe care din nou l-au numit cu formula clasică deja operațiune militară specială. La lecția Frăția Popoarelor Slave, elevilor li s-a vorbit atunci despre apropierea culturilor Rusiei, Belarusului și Ucrainei, care ar trebui să rămână azi un singur popor și să nu cedeze în fața provocărilor celor care încearcă să le divizeze. Prieteni, sunt Cristian Alexandrescu și vă spun ca de obicei pe curând.